Cu siguranță yoga s-a adaptat vremurilor moderne pe care noi le trăim. Nu mai este ceea ce era acum 1000 de ani, acum 2000 de ani, nici măcar acum 500 de ani. Yoga înseamnă sau provine de fapt, are rădăcina iuj. Cu alte cuvinte, uniune. Uniune a ce? Uniune a mea, vorbim de acea scânteie divină care există în fiecare dintre noi cu sursa, indiferent cum am numit eu noi. Până la ajunge acolo, însă, este o cale lungă. Marea majoritate a oamenilor vin să practice yoga în acest moment pentru că au nevoie, pentru că își doresc să își tonifice corpul din punct de vedere muscular, pentru că au nevoie de mai multă liniște, de eliminarea tensiunilor și a stresului din propriul lor corp. Yoga s-a schimbat, pur și simplu s-a adaptat vremurilor moderne. Și atâta timp cât oamenii își doresc să practice yoga, aceasta rămâne o cale validă. Rămâne o cale validă de îmbunătățire constantă a vieții noastre. Este și unul dintre motivele pentru care, indiferent la ce clasă de yoga participăm, instructorul ne va coordona și ne va ghida întotdeauna să practicăm cu atenția în corp și cu atenția pe respirație. Adică, cu alte cuvinte, să avem o parte de practică mindful, în care să reușim să ne antrenăm corpul, să ne antrenăm și mintea și prin aceasta să influențăm respirația astfel încât să aducem mai mult calm și mai multă liniște în propria noastră ființă. Ceea ce noi alegem în cunoștință de cauză este lucrul cel mai potrivit pentru noi, practica cea mai potrivită pentru noi. Iar aceasta nu înseamnă că de-a lungul timpului, pe măsură ce practicăm mai mult, să nu ne dorim a atinge profunzimile pe care yoga, sistemul yoga, ni-l poate aduce.